Bine ați venit la conferința de lansare a proiectului Erasmus Plus, studenți motivați să aplice resursele tehnologic, pentru care unitatea noastră școlară a primit finanțare europeană. Acest proiect se adresează cadrelor didactice interesate de dezvoltare personală, schimb de bune practici, permițând participarea la mobilități de formare continuă în spațiul Uniunii Europene. Suntem bucuroși să avem alături de noi la acest eveniment din partea Primăriei Comunei Balcan, domnul viceprimarul Teise Vasilică, din partea Bisericii Ortodoxe, Părintele Balaban Cristian de la Parohia Rățeni, împreună cu soția dumnealui, doamna Balaban, Anca, din partea Consiliului Reprezentativ al Părinților, este doamna Rață Nicoleta, mă văd în sală pe Podolea Nona Maria, dar e prin zonă. Și câtorva direct, precum și câțiva directori de la școlile din împrejurii, este vorba de domnul director de la școala Berești Azdău, domnul Dumitru Berea, doamna director de la școala gimnazială numărul 1 Ardeoan, doamna Tăbăcaru Nerian, domnul director de la școala Solonț, domnul Dudău Costel, doamna director de la școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, împreună cu echipa. Mulțumim pentru prezentă. Ați răspuns afirmativ invitației noastre. Programul conferinței noastre este următorul. Prezentarea PowerPoint a proiectului Erasmus Plus Smart, așa cum reiese din inițialele titlului. Diseminarea proiectului Erasmus Plus de la școala gimnazială numărul 1 Ardeoan, doamna director, ne-a rugat să includem în program. Discuții, intervenții din partea invitațiilor, program artistic prezentat de elevii școlii noastre. În continuare, echipa de proiect de la școala noastră va prezenta proiectul resurse. Studenți motivați să aplice resursele economice. Să știți că avem emoții să susținem această conferință. Suntem prima dată în această situație. Am început de mai multă vreme să scriem, dar este primul proiect care îl obținem. Și sperăm să ne scuzați dacă cumva mai greșim ceva. O să vă prezint întâi tehnica. Așa este cu tehnica, mai facem greșeli. O să vă prezint întâi echipa proiectului, care nu pare la mine. Nu mai vrea să funcționeze. Așa se întâmplă de fiecare dată când avem un lucru. Acum, mulțumesc. Deci echipa care a contribuit la acest proiect, a lucrat, este formată din bucătarul Mihai, directorul școlii, manager de proiect, bucătarul Codruța, profesor de matematică, responsabil financiar, Covaci Iulian Agdana, profesor de limba și literatură română, responsabil cu monitorizarea, Iojan Cuța Emanuela, profesor de limba engleză, responsabil cu diseminarea, și Gigiu Cătălin, profesor de educație plastică, responsabil cu evaluare. Echipa de proiect este cea pe care o vedeți aici, mai puțin domnul Gigiu Cătălin, care e undeva în partea cealaltă, colegii frumoase. Noi ne-am propus să prezentăm acest proiect în echipă, așa că o să o rog în continuare pe doamna, pe domnișoara, de lângă domnișoara de limba engleză, să continue. Prin intermediul programului Erasmus Plus, finanțat de către Comunitatea Europeană, școala gimnazială numărul 1 Balcan, în calitate de beneficiar, oferă cadrelor didactice oportunitatea de a urma un stadiu de formare profesională în străinătate, prin participarea la mobilități în Finlanda, la Helsinki, și în Franța, la Nisa. Proiectul se va derula în perioada iunie 2019 și septembrie 2020. Scopul proiectului este îmbunătățirea calității actului educațional prin utilizarea unor metode moderne, ducând astfel la creșterea rezultatelor școlare și a celor de la evaluarea națională a clasei a 8-a. Obiectivele specifice propuse au fost
certificarea a 6 profesori în utilizarea creativă a instrumentelor TIC în procesul didactic până la data de 31 august 2020, dintre care 3 la cursul Flipped Classroom Total Classroom Makeover în Helsinki, Finlanda și 3 la cursul ICT as a Tool for a Student-Centered Classroom în Nisa, Franța. Al doilea obiectiv propus a fost probabilitate crescută cu 5% pentru cei 29 de elevi din clasa pilot, mai exact, clasa al 5-a din anul școlar 2019-2020, prin utilizarea competențelor digitale de către cadrele didactice formate timp de 6 luni după mobilitate. Și cel de-al treilea obiectiv a fost motivația crescută a 15 profesori care nu au participat la mobilități, prin susținerea a 30 de ore la clasă de câte 2 profesori în tandem. Un profesor format și un al doilea din corpul profesoral, alături de diseminarea informațiilor în 2 ședințe de Consiliu Profesoral și a 12 lecții demonstrative realizate cu metode inovative asistate de instrumente TIC, timp de 6 luni după mobilitate. În proiect vor participa la mobilități în străinătate 6 cadre didactice titulare ale școlii astfel. 3 cadre didactice vor participa la mobilități în Helsinki, Finlanda, la cursul Flipped Classroom, Total Classroom Makeover, având ca furnizor de curs organizația Motivated Learning for Everyone, în perioada 11-17 noiembrie 2019. Și 3 cadre didactice vor participa la mobilități în Nisa, Franța, la cursul ICT as a Tool for a Student-Centered Classroom, având ca furnizor de curs organizația Europass Teacher Academy, în perioada 27 martie 2020. Dau cuvântul colegei mele de limba și literatură română. La cursul Flipped Classroom, Total Classroom Makeover, care se va desfășura în Helsinki, Finlanda, în perioada 11-17 noiembrie 2019, vor participa următoarele cadre didactice. Subsemnata Covaci Iuliana Dana, profesor de limba și literatura română, domnul Iurisei Cosmin Ciprian, profesor de biologie, și domnișoara Iurja Ancuța Emanuela, profesor de limba engleză. Competențele dobândite la cursul Flipped Classroom, Total Classroom Makeover, vor fi acumularea de cunoștințe referitoare la metode educaționale multimedia, utilizarea platformelor educaționale și crearea de lecții online, dezvoltarea abilităților sociale, însușirea și aplicarea metodei de predare FLIP, generarea de materiale adecvate, idei practice, instrumente inovative în implementarea metodei clasa inversată în cadrul instituției noastre, adaptarea activităților de tip clasa inversată în funcție de stilurile de învățare, de interesele și de mediul sociocultural din care provine elevii, tehnici didactice care se implice activ pe elevi în lucru cu conținuturile digitale de învățare și utilizarea în mod creativ a instrumentelor TIC în elaborarea lecțiilor, aplicațiilor și instrumentelor inovative de captare a atenției elevilor. La cursul ICT as a Tool for a Student-Centered Classroom, care se va desfășura în Nisa, Franța, în perioada 27 martie 2020, vor participa următoarele cadre didactice: doamna Bucătaru Codruța, profesor de matematică, domnul director Bucătaru Mihai, profesor de educație fizică, și doamna Lăcătușu Elena, acolo, profesor de educație tehnologică. Competențele dobândite la cursul ICT as a Tool for a Student-Centered Classroom vor fi îmbunătățirea strategiilor de predare prin aplicarea metodelor centrate pe elevi, sprijinirea implicării active a elevilor în procesul didactic, integrarea eficientă a instrumentelor TIC la ore, astfel încât elevii să fie în centrul activității de predare pentru crearea de strategii didactice, teste și fișe de lucru, folosirea aplicațiilor pentru o comunicare eficientă cu elevii și a platformelor prezentate la cursuri pentru a distribui diverse materiale și informații. În continuare, voi da cuvântul colegii mele Bucătaru Codruța, care va prezenta impactul. Acest proiect de mobilitate Erasmus Plus va avea un impact pozitiv asupra tuturor factorilor implicați.
astfel asupra elevilor va încerca să schimbe în bine atitudinea lor și față de învățare. Scăderea absenteismului, îmbunătățirea abilităților sociale, creșterea motivației intrinseci, scăderea numărului de note sub 5 la examenul de evaluare națională, creșterea mediei de promovare a examenului de evaluare națională asupra părinților, creșterea satisfacției față de calitatea actului didactic, creșterea încrederii în școală, creșterea dorinței de implicare în activitățile școlii la peste 80% din părinți, îmbunătățirea relației școală-familie, asupra comunității locale, creșterea numărului de proiecte de parteneriat între instituțiile locale, motivarea membrilor consiliului local să sprijine școala cu resurse financiare sau umane în proiecte viitoare, creșterea încrederii autorităților publice locale în actul managerial și didactic din școală, motivarea membrilor UAT Balcan în scrierea, implementarea mai multor proiecte europene, iar asupra cadrelor didactice va avea următorul impact. Îi va motiva pe profesori, chiar și cei neparticipanți, desfășoare lecții folosind metodele promovate de participanții la cursuri. Creșterea numărului de lecții transdisciplinare, abordări inovatoare de interacțiune cu elevii, îmbunătățirea competențelor digitale și de integrare a instrumentelor TIC în demersul didactic, îmbunătățirea competențelor de lucru în echipă. În continuare, las pe domnul director să vă spună câteva cuvinte. Cam așa arată proiectul nostru, spicuind din el câte ceva. Aici, pe slide-ul acesta, o să avem acel mesaj din partea Comisiei Europene, pentru că nu și asumă eventuale conținuturi. Sunt opiniile noastre. Și, în final, o să vă mulțumesc pentru că ați participat. Mulțumesc și colegilor care sunt alături de noi. Nu i-am menționat la început, dar ei sunt, fac parte din echipa largită a școlii. Și ce am omis la început, presa este alături de noi, de venirea exclusiv. M-a dat puțin peste cap reprezentanții inspectoratului școlar care n-au ajuns. Am primit mesajul în ultima secundă că au primit o informare de luni. N-am fost informat înainte și tot așa am așteptat puțin și probabil de asta când am început prezentările m-au dat peste cap puțin. Eu sper să mă înțelegeți că probabil am emoții și chiar le am. Le simt și este primul proiect de acest gen pe care îl facem și de asta probabil n-au mers toate așa cum ne-am dorit. Să știți că noi inițial am aprobat, mergea toată tehnica, ați văzut că nu mai vrea să plece acum. Făcusem de mai multe ori, ne descurcam. La punctul 2, probabil o să rămânem la urmă să vă dau, spre final o să vă mânez aceste certificate că ați participat la conferința noastră. O să las acum pe doamna director de la școala Ardeoan să ne prezinte diseminarea proiectului DSE. Doamna este un promotor al proiectelor în zonă, este o școală care are multe proiecte europene derulate deja și unele în derulare acum. Și o să avem de învățat de la din experiența DSE, experiența DSE ca manager de școală și ca profesor care s-a implicat mult în proiecte cu finanțare europeană. Vă rog, doamna director. În primul rând vreau să vă mulțumesc, am fost educată. Fără, că eu nu vreau să vă spun că așa sunt de emoționată, poate nu am fost în viața asta, nu am venit în aceste emoții, pentru că de fapt m-am întors în comună. M-am întors în comuna unde m-am născut și văd aici atâtea fețe cunoscute și mă bucur să văd că în comuna noastră sunt oameni inimoși, profesori, care își dau interesul ca să facă, deci, ca școala unde sunt să devină internațională. Mă bucur, domnule director, că ați făcut acest lucru, pentru că a scrie proiecte pentru mine este o pasiune și vreau să vă spun, când eram la școala Solon, am fost cu proiecte pe Comenius, pe educația adulților și vizite de studiu în 5 țări europene. Acum, la Ardeoan, haideți să vă spun o treabă,
Am scris un proiect în care noi, cei școala Ardeoane, am intrat în rețeaua celor 30 de școli comunitare din România, unde se urmărește și ca școala noastră, încet, încet, să devină ca o adevărată comunitate cu implicare în comunitate. Când ne-am dus eu și cu o colegă, o doamnă învățătoare, la o primă ședință a școlilor din rețeaua comunitară, vreau să vă spun, când au început acei directori să spună ce lucruri frumoase se întâmplă în școlile lor, îmi venea să mă ascund cu colega mea pe sub bancă. Deci auzeam atâtea lucruri, ce proiecte au făcut și ce activități, care nici măcar nu trecea prin gând. Încă, deci, vreau să vă spun că un director la un liceu a spus la un moment dat că la dânsul un liceu nici măcar nu găsește ceva puncte slabe. Deci la dânsul totul este perfect. Și așa noi, venind în școala noastră, am format un grup nucleu. Un grup nucleu format din profesori care au dorit și erau mulți, să știți, elevi, primăria și Consiliul Local, comunitatea locală și agenții economici, și de atunci, din 2016, a început transformarea școlii noastre, v-am spus, într-o școală comunitară. Acum interesul nostru este în a ne gândi cum să facem noi școala noastră mai internațională. În acest sens, deci noi suntem la al doilea proiect european la școala Ardeoan și obiectivul nostru este să internaționalizăm școala. Nu efectiv să facem exact ce vedem în exterior, să aducem în școala noastră ceea ce se potrivește sistemului nostru de învățământ. Vreau să vă spun că în proiectul nostru care se numește Împreună construim un viitor european la școala Ardeoan, o să vă, în câteva minute, o să vă prezint proiectul, dar este foarte pe scurt. Nu vă dau totul. Știți de ce? Pentru că noi vă așteptăm la școală la Ardeoan, unde, deci, interesul meu este chiar să dau mai departe și vom lucra chiar pe formular. Deci eu vreau să vă arăt, pentru că noi școala noastră a luat pe locul 2 proiectul, deci din țară. Oprește-l ca să termin eu. Așa? Și pur mai dai drumul pentru că m-am obișnuit după ce vorbesc să pun filmul și să-l urmăriți în liniște, dar nu durează mult, că restul îl prezentăm la Ardeoan. Deci vreau ca toate școlile din România să meargă și să vadă cum e în altă parte și să aducem în școlile noastre ceea ce ni se potrivește. Și veți vedea că voi găsi foarte multe metode care sunt foarte bune la clasele de elevi, pentru că vedeți că nu mai putem lucra permanent cu metode tradiționale, trebuie să punem accent pe metode moderne de învățare, astfel încât învățarea din școlile noastre să fie o învățare relevantă. Acum am un mic film acolo, da, puteți să-l puneți și să-l urmăriți, dar e foarte puțin, atâta vă trezesc interesul și pe urmă vă chem la Ardeoan. E sub, deci e o cântăreață care a fost invitată în Portugalia, unde am fost eu la prima mobilitate, aici cum muncesc copiii din școală, ăsta e din exterior. Ăsta este proiectul de 25.355 de euro. Scopul proiectului și celălalt, n-am dat totul, dar vă dau totul, să știți, dacă vreți să faceți un proiect. Acea cântăreață este o cântăreață de fado, deosebită, care a fost invitată la întâlnirile noastre ale profesorilor. Noi avem 5 cursuri la care participăm în străinătate cu un număr de 7 cadre didactice, 8 cadre didactice, unii fac și 2 mobilități și 3 mobilități. Aici, în Portugalia, la Santa Maria de Fiera, lângă Porto, unde, într-adevăr, am învățat să scriu un
un plan instituțional de dezvoltare europeană, să scriu proiecte K2, în care urmărim noi să mergem și cu elevii în străinătate. Am învățat să scriu proiecte K1, proiecte Regio, am învățat să lucrăm pe platforme și să folosim alte metode decât cele le-am învățat în lecții. Vedeți, e o chestie interesantă să facem un pește, vedeți că ei înghit toate treburile astea, putem să facem un coș de ăsta mare, să atragem copiii să duc acolo. Acum vă arat un alt proiect european, ceva dați pe video belgien, să vedeți cum ne-am distrat noi o părticică din Belgii cu belgienii. Au venit 24 de fete din Belgia cu vârste între 15 și 23 de ani, cu care am făcut foarte multe activități, printre care au fost și tradițiile noastre, deci un schimb de culturi, pe scurt. Puteți să vedeți, deci, pe site-ul, pe Facebook-ul școlii noastre. În proiectul acesta noi ne vom avem în vedere să facem un site profesionist al școlii, pe care să, deci, să vedem, puteți să-l dați pe celălalt, dacă vreți. Așa, tot cu belgienii. Nu pot să dau fără să spuneți. Vedeți, deci au venit la noi fete scuți, între 15 și 22 de ani. Și au făcut activități cu copiii, foarte multe activități, de la ateliere de creație, sport. Eram să-i ducem pe câmp să facă căpițe, dar erau 38 de grade afară și ne-am înlocuit activitățile, ne-era frică. Și așa nu eram învățate cu munca. Cam atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc și vă aștept de la Ardelan. Și vă aștept la Ardelan, unde veți vedea mult mai multe povești. Mulțumesc, doamne director, pentru prezentarea frumoasă care ne-a făcut-o la proiectul Dânței. Avem de învățat din experiența Dânței la școală. Practic și acest proiect care l-am obținut noi a plecat de la o discuție a mea cu doamna director. Faceți un proiect, că nu se știe. Să știți că insistați că noi pierdusem un proiect și am zis că am încercat, n-am reușit. Mai încercați, că o să vedeți că în final poate reușiți. Și am reușit la asta. În continuare, dacă dintre dumneavoastră cineva vrea să intervină, să spună câteva cuvinte despre activitatea noastră sau legat de activitatea noastră, vă rog să interveniți. Dacă nu, până când se pregătesc copiii. O să rămâneți acele certificate la final, pentru că, da, doamna director, vă rog, până atunci copiii se pot pregăti, spuneți. Doamna director de la școala Ardeleș. Am vrut să pun neapărat în față. Nu, dar vă dau microfonul și vă rog. Nu. Urmează să vă fac o demonstrație de ce plămâneam. Domnule director, stimați colegi, vreau să vă felicit pentru curajul și pentru rezultatul obținut în a aplica. Am recapitulat o lecție pe care de altfel o știam, dar cred că uneori din vari motive o abandonăm. Aceea să nu renunțăm. Ați fost dezamăgiți prima dată, dar iată că nu ați renunțat și ați câștigat. Legat de proiectul de care vorbea doamna director de la Ardeoani, cel cu belgienii tineri pentru România, vă invit să aplicați până pe 30 noiembrie, este termenul limită de aplicare, nu aveți de pierdut absolut nimic. Noi am derulat 2 ani consecutiv acest proiect și vă spun că aveți foarte multe lucruri de câștigat, copiii au. Tot ceea ce am văzut aici reflectă dorința dumneavoastră de a ajuta copilul. Și dumneavoastră și noua director de la Ardeoan spunea un lucru esențial în educația copiilor noștri.
nu mai merge tradițional, nu mai poți ține la clasă, nu îi mai poți capta la clasă, nu mai reușești să le transmiți cu adevărat valorile care au ca rol formarea lor și atunci ne vom mira la bătrânețe, ne vom mira, nu, doamna Nelly, de societatea pe care vom avea dacă... Iar cu bătrânețea. Nu știu, dumneavoastră sunteți expertă. Ne vom mira de societatea pe care o vom avea. Dacă vom face lucrurile cum trebuie și văd că începem să le facem cum trebuie, nu ne vom mira, ci vom fi încântați de rezultatul muncii noastre. Domnule director, vă privesc, v-am văzut câte emoții ați avut. Ați ajuns în ultimul hal. Gradul 1 l-ați luat. Am observat că atunci când se ia gradul 1, toată lumea spune felicitări, ai ajuns în ultimul grad. Aveți emoțiile omului, de asta spun că ați ajuns în ultimul hal. Aveți emoțiile omului, emoțiile firești ale omului care pune suflet, care muncește. Aveți o echipă extraordinară și chiar dacă urmează să avem un ministru al învățământului, eu am spus-o și o mai spun. Vă priveam cu admirație și pe dumneavoastră și pe doamna director de la Ardoan și mă gândeam câți miniștri autentici, zac aici, oameni care știu ce trebuie învățământului, oameni care simt învățământul, oameni care trăiesc prin învățământ, care suferă prin învățământ, care are emoții prin învățământ și nu oameni care scriu doar în pix. Felicitări! Mulțumim. Încă o dată! Mulțumim, doamne! Și mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc! Oricând apelăm și la experiența dumneavoastră, pentru că și dânsa în școala de la Zemeș desfășoară multe activități care sunt frumoase și chiar avem de învățat. Mulțumesc, dar tot îmi doresc să ajung și eu în ultimul hal. Și sunt înscrisă pe listă la doamna... Pe listă la doamna. Noi ne-am întâlnit... Care e experiența acum? Fac parte din școlile din județul Bacău, fac parte din acel cluster înființat la Edu Network, Agenția de Valori în Educație, coordonat de Agenția de Valori în Educație AVE, din acel cluster, la nivel de județ Bacău, sunt 5 școli din mediul rural, printre care și noi, Ardeoanu, Zemeșu și Solonțu, domnul director, sunt prezenți aici. Noi ne-am întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute și de acolo era o mică paranteză cu vârsta, doamne, care eu am spus... Că totdeauna doamna zicea, la vârsta mea, zic, ce vârstă? Vârsta reprezintă un număr și nu mai contează. Dar au făcut-o și ei, au pus tot directorii în ordine crescătoare a vârstei. Nici acolo n-ar să facă. Dar nu contează, că acolo depinde din ce direcție priveți. Ați văzut că dacă o luam din capătul ăla, zicea, la ce până asta e, nu? Mulțumesc încă o dată. Dacă cineva mai dorește să intervină. Dacă nu chemăm, vreți să fie, sunt pregătiți. Da, o să vă prezentăm o mică activitate, nu multă, ca să nu plictisim, pregătită de elevii școlii noastre, special pentru această masaj, pentru acest eveniment. Trebuie să ajut să mut un elev, că el e mai special. Vrea să fie un elev cu ceilor, participul la activitate. Și... Eu vreau să nu vină astăzi, că el așa îl vede, îl urmează și ce face el. Nu e nicio problemă. Dar toată lumea apreciază că e venit. Por mi,
știe Mișa, și noi am mai întâi de bată. Elevii școlii noastre vor prezenta un scurt program artistic care conține piese muzicale de diferite facturi din repertoriul național și internațional. Programul debutează cu intonarea imnului național.
talentate, vor interpreta câte un cântec singure și apoi împreună. Vă voi interpreta un cântec numit Nebunel. Acum sunt mai pustiu ca întotdeauna, de cum mă simt o mai bogat de tine. Și stau pe câmpie soarele și luna, acum e cel mai rău și cel mai bine. Și uite, n-are cine să ne ajute, aici mai ține lumea ale sale. Și cu perete are multe puncte, nebunii negri caută o cale. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ceea că mi se cuvine mie. Ca un nebun de agitat durează, regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ceea că mi se cuvine mie. Regina neagră pentru veșnicie. Poate scrierate accidente, marfaie triste, vinul nezuferit. Iar eu sunt plin de gesturi imprudente, ca să te apropii și ca să te sperii. Jur împrejur priveliști aberante, copii fragili duc în părinți în spate. Pătrân cu sânii grede ori pe pante, și albatros veniți pe toruncate. Și te iubesc cu milă și cu frază, tot ceea tău îi se cuvine mie. Ca un nebun de acetat furată, regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu frază, tot ceea tău îi se cuvine mie. Ca un nebun de acetat furată, regina neagră pentru veșnicie. Mi-e dor de tine și îți fac frumos în fiecare margine a firii. În codul palmei dacă iau nisipul, simt unile jucându-se de-a mirii. Te aud îmbătării din vreme în vreme, ostașii gălții tale ți se închină. Iubita mea cu foarte mari probleme, chita bun și nume de regină. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ceea că mi se cuvine mie. Ca un nebun de agitat urează, regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ceea că mi se cuvine mie. Ca un nebun de agitat urează, regina neagră pentru veșnicie. Regina neagră pentru veșnicie.
Thank you.
noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce șapră somnul. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, thank you.
Thank you.
În același timp, eu o să vă rămânez certificatele că ați participat la activitatea noastră. Iarăși o să cer scuze înainte colegilor, pentru că pentru noi o să le las la urmă să le împărțim între noi. O să dau celor invitație înainte. Doamna director Mărian Daniela, așa vine ordine. Sunt ordine aleatorie așezate. Am crezut că o să-mi trebuiască timp după intonarea imnului de la meciul România-Norvegia, unde am mers cu copiii. Am ascultat astăzi iarăși, m-a spus. Îmi mai trebuie două săptămâni să-mi revin. Felicitări. Îmi place forma. Îmi place forma. Doamna director, a fost un grup de copii la meci. Domnul director, nu dau pastea. Să vă felicit, eu am luat poziția elevului aici, am fost să învăț la dumneavoastră, dar am fost foarte impresionat de tot ce am văzut astăzi aici, am avut de învățat. A spus domnul director că am fost în weekend împreună până la București și înapoi, despre asta au vorbit el și doamna Tăbăcaru și eu am ascultat. Și tu! Eu aveam și o proiecție și doamna. Acolo mai interveneam, ziceam, știți și eu am, da? Dar eu am și pe ăla și pe ăla și pe ăla și mai facem. Și vreau că mi-a plăcut foarte mult că ați lucrat în echipă, despre asta e vorba în proiect și îmi doresc să vă păstrați același entuziasm, că de acum urmează partea grea, partea de muncă. Acum l-ați prezentat, ați avut muncă și până l-ați aplicat și câștigat. Mi-a mai spus domnul că a fost în primii 30 din 300, ceea ce înseamnă... Primii 20. Primii 20? Am aflat de asta. 30 mi-a zis mie, ce mi-a zis eu asta? Așa, am greșit atunci, am ocupat și acum. Înseamnă că a fost un proiect bun și dacă o să păstrați același entuziasm în continuare, sigur vor fi lucruri bune și pentru școală. Felicitări! Mulțumesc! Domnul Georgean de la școala... Acum dacă... Tot eram întrescris și primit diploma. Păi vă mulțumesc și eu pentru invitație, pentru că am avut ocazia să asist la un program deosebit pentru acest moment. Trebuie să-l mulțumim domnului profesor,
domnilor care s-au implicat, copiilor care tocmai au ieșit, o să le transmiteți dumneavoastră felicitările noastre pentru amalgamă. Am trecut așa de la muzică populară la ușoară, faptul că au trecut atât de ușor înseamnă că sunt pregătiți cum trebuie și nu numai pentru acest moment în general. Să mulțumesc pentru că de la domnul Bucătaru ca director am învățat multe lucruri și de prin 2015 dumneavoastră știe că am tot sunat atunci când am avut o problemă și uite am mai învățat astăzi un lucru despre echipă și despre cum se studiază ea. O să mai întrebăm și pe viitor și pe ceilalți directori. Suntem noi aici în zona aceasta câțiva directori care ne-am întâlnit de câteva ori, nu doar ca să vorbim despre meci și despre alte lucruri, ci și despre școală și asta e foarte important pentru că doar așa ne putem dezvolta fiecare din comunitățile astea din jur, pentru că suntem noi în mediul rural, dar uneori putem să ne ridicăm la nivelul altor școli din mediul urban și chiar peste. Să nu ne lăudăm așa prea mult, doar să vă spun atâta, că vă mulțumesc. Vă felicit pentru că aveți o școală frumoasă, pentru că aveți niște copii minunați și pentru că formați o echipă, ceea ce este cel mai important. Mulțumesc! Cel mai important. De asta avem lângă noi comunitatea locală, biserica, eu știu, școala trebuie să fie undeva în centru. Așa mi-o imaginez, așa o văd. De acolo trebuie să plece valoarea. Care va veni în viitor. Domnul viceprimar Iisus Vasilică, să vă dau și pentru domnul primar care îmi spusese că trebuie să fie la un curs, a încercat să ajungă, dar era prin ultima serie și dacă nu participa, primea amendă. Așa că, și am spus, dacă reușesc, ajung. Dacă nu, este vorba de un curs Iisus și știți cum este cu situația de urmă. Părintele Balaban, vreau să vă și felicit o dată pentru acest început. Succes să avem și de întreaga echipă întregului proiect și să dea bunul Dumnezeu să reușiți tot ceea ce vă propuneți pentru copii, pentru că știm cu toții copiii sunt viitorul acestei țări. Să ținem la viitorul nostru și cu ajutorul tuturor profesorilor, al cadrului didactice, veți reuși. Mulțumesc frumos! Chiar mă așteptam să interveniți, să știți. Mă bucur că am fost invitat alături de soțul meu, dar în calitate de om care lucrează în sectorul ONG, în sectorul non-guvernamental, vreau să vă felicit pentru că încercați să faceți ceva pentru copii. Recent am participat la un seminar unde chiar s-a pus problema că în mediul rural nu se fac activități și asta demonstrează că, de fapt, se fac, ceea ce mă bucură. Și vă încurajez să continuați și să aplicați, pentru că există linii de finanțare foarte bune pe Erasmus Plus, din care elevii au de câștigat. Au de câștigat, în final, trebuie să schimbăm puțin mentalitatea, nu? Exact. Că de acolo se pleacă. Mulțumesc! Mulțumesc frumos și vă așteptăm și la următoarele diseminări, că noi trebuie să facem, tot să facem activitățile. Știu, dacă nu mi-a care este președinta Consiliului Reprezentativ al Părinților, să așteptăm mâine la un Consiliu de Administrație. Mulțumesc că nu invitați și felicitările mele tuturor celor care sunt indicați. Așa, doamnele care nu știam că o să vină, dar să vă scrie, fără să vă scurați pe mine, doamnele de la Zemeș, nu am trecut numele pe certificate, că nu știam, da. O să fiți, dar eu o să vă mâniez acest certificat și dumneavoastră, doamna. Nu se supără, vreau să vă felicit și eu pentru tot ceea ce faceți și în mod deosebit pentru spectacolul copiilor care a reușit să ne impresioneze la maxim. Cu toții am remarcat cât sunt de talentați copiii, dar asta se datorează și dumneavoastră cadrelor didactice, care cu siguranță ați pus mult suflet și care probabil îi veți duce pe culmile succesului. Felicitări pentru tot. Mulțumim! O să spun și eu două cuvinte, mă dau să mă văd și eu la televizor. Domnule director, vreau să facem
Deci dacă nu ajunge în presă, nu știe nimeni că face și ceva aici, nu? Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Ne onorează faptul că am participat aici alături de dumneavoastră la o demonstrație că la Balcan se fac lucruri foarte bune. Am aflat că faceți echipă și cu ceilalți responsabil din școlii din Ardeoan, de la Solon și așa mai departe, de la Zemeș. Vreau să vă spun că sunt impresionat, este un proiect deosebit. În primul rând au de câștigat copiii. Felicit echipa care s-a format aici și care sigur lucrează foarte bine și bine ancorați în problematica educării copiilor. Așadar, vă spun încă o dată, putere de muncă și nu uitați că ceea ce construim împreună cu dumneavoastră, noi formatori de media, dumneavoastră, educați copiii, vom avea rezultate viitoare. Ei sunt în centru atenției și pentru acest lucru vă mulțumesc foarte mult. Mult succes! Mulțumesc! Și vreau să mulțumesc colectivului care este alături de mine. Dacă n-am putea face aceste lucruri, sigur, noi n-aș putea să fac. Deci, noi suntem o școală destul de mică, ca număr de cadre didactice, dar sperăm noi o mână de cadre didactice care încercăm să schimbăm ceva, să schimbăm acele mentalități despre școală și despre cum se derulează activitatea didactică la nivel de clasă. Pentru colegi, o să vă dau aceste certificate cu rugămintea de a vă scrie dumneavoastră numele, că nu am mai scris numele și la dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc și în final vă invităm, nu plecați, vă invităm în sala cealaltă ca să diseminăm în continuare. Mai continuăm puțin diseminarea. Știți cum e? La o masă se poate discuta mai altfel. Și fotografie. Da, uitați, colegii, numai multe de fotografii, ca cele trebuie să fotografiile, da. Trebuie remarcat că implicarea noastră de la mic la mare. Vedeți câtă răbdare are. Da, păi, n-are ce face cu el ca să plie, ci trebuie să... Trebuie ajutat. Las că să nu mai împărțim, da. Bun, pozele. Păi cine m-a primit? Doamna Lăcătușul? Doamna, o să vă dau la toată.